Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Se apropie cu pași repezi sezonul rece. Făgărășenii care circulă cu mijloacele de transport în comun, cu siguranță își doresc să circule în condiții bune. Același lucru ne-a spus și conducerea Transbus Codreanu Făgăraș, că este pregătită, sau mai bine zis, parcul de mijloace de transport în comun este pregătit pentru sezonul rece. Vorbim astăzi despre transportul în comun în Făgăraș, dar și despre inițiativele unui consilier local democrat liberal, funcție pe care o deține directorul Transbus Codreanu. Așadar, în studio este invitat domnul Cosmin Poparat. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc frumos de invitație! Acum vă întreb pe dumneavoastră, începem cu transportul local, cu mijloacele de transport în comun, cu parcul auto, sau începem cu menirea pe care o aveți în legislativul făgărășan, cea de consilier local din partea Partidului Democrat Liberal? Începem cu cele noastre, indiferent, sunt pe la urmă să leagă un pic una cu alta, e vorba de muncă, e vorba de viața politică și de viața socială, să facem ceva pentru oameni. Nu mai că transportul în comun este foarte important, nu vreau să minimizez acest capitol pe care oricum l-am mai dezbătut în ultima perioadă. Atunci, dacă dumneavoastră nu v-ați decis, aleg eu, începem cu partea de legislativ făgărășan. Așadar, de anul trecut ocupați un fotoliu de consilier local, ocupat mai cu greu, mai cu puține, să zic așa, forfoteli în culise. Până la urmă, iată că s-a întâmplat. O primă întrebare: cum vi se pare Consiliul Local Făgăraș? Da, chiar luna asta fac un an de zile de când ocup funcția de consilier local. Cum e lucrurile, par cu totul și cu totul altceva din interiorul lui decât din exterior, când sper să ajungi acolo, să faci ceva. Din interior este mai greu și este mai greu de ce în cauză? Pentru că birocrația este foarte grea, se vrea să se facă multe, deci noi dorim să vrem. Până la urmă trebuie să ne uităm și la bugetul, care este semnificativ mai mic. Și este tot mai mic de la an la an. Să nu uităm că anul ăsta am primit bugetul de la Consiliul Local, de la Consiliul Județean, cu 25% mai mic față de anii trecuți. Vă bazați numai pe acești bani? Sau, în opinia dumneavoastră, ca tânăr consilier local, se spune că tinerii care pornesc la drum, pe un astfel de drum, încearcă să găsească, sau mai bine zis, au și alte viziuni. Ce viziune ar fi ca să se mai atragă fonduri la primărie, exclus cele din Consiliul Județean? Sunt fonduri care vin din partea Consiliului Județean, mai sunt fonduri care vin din partea de la nivel național. Până la urmă, primăria trebuie să... Eu am SRL-uri de la 18 ani, de când am făcut majoratul, am început ca să fac tot timpul activitate proprie și să dezvolt ceva în Făgăraș. Până la urmă și eu primărie, tot un fel de un SRL care încerci, nu stai numai să primești bani de la anumite instituții care sunt obligate să-ți deie, încerci pe cât posibil să faci, să-ți produci tu banii singuri. Și acum sunt multe părți de unde vin bani. Să nu uităm de muzeu, de exemplu, în care s-a investit nu foarte mult, dar s-a făcut în așa fel încât muzeul să adune foarte mulți bani la nivel de... Primăria a mai scăpat cu alocările, dacă le putem numi așa. Bun, de când sunteți consilier local, ce inițiativă pe care au luat-o aleșii acestei urbe vi s-a părut dumneavoastră mai interesantă sau ați văzut-o dusă până la capăt? Ca și inițiative sunt poate inițiative mai mici, în care suntem de acord, mai dezbatem la comisii, ajungem la numitor comun care să fie pentru societate. Bun, din punctul meu de vedere, ceea ce lucrăm acum în momentul de față, undeva de vreo 4 luni, 5 luni de zile, lucrăm la strategia de dezvoltare a Făgărașului și a țării Făgărașului totodată. Este un proiect amplu, făcut în colaborare cu o firmă de la București, care a mai făcut așa asemenea proiecte în țară și în afara țării. Este un proiect în care primăria Făgăraș va trebui să țină din următoarea perioadă 2014 până în 2020, când va începe a doua tranșă de bani din fonduri europene. Săptămâna trecută am primit o formă nu finală al strategiei,
cu punctele slabe, cu punctele tare al municipiului Făgăraș și a țării Făgărașului deodată. Și de aici se va pleca, au fost foarte multe ședințe focus, multe ședințe pe anumite teme și cu primarii în țara Făgărașului și cu personalități din Făgăraș. Și de aici se va pleca la traseul pe care va urma Făgărașul în perioada următoare, pe termen mediu și lung. Haideți să îmbinăm atunci cele două subiecte, fiindcă ați folosit cuvântul traseu. Există vreun punct în această strategie de dezvoltare a Făgărașului și zonei care v-ar ajuta, spre exemplu, pe dumneavoastră în calitate de director la Transbus Codreanu Făgăraș? Da, m-ar ajuta foarte mult o mai bună colaborare cu primarii din țara Făgărașului, astfel încât să putem să facem curse, nu ocazionale, să fie curse regulate, fără să excludem Făgărașul, doar între sate, doar între pe sub munte, pe drumul pe sub munte. Cum e acum? Ce îi reține, mai bine zis? Da, ce îi reține? Până la urmă, treaba asta trebuie să vină din partea adâncilor. Am avut discuții acum o lună jumate cu primarul din Șinca Nouă, în care mi-a solicitat că are nevoie de o mașină să punem pe traseu ca să aducă copiii la școală, să mai facem alte curse între timp cu mașina respectivă, să legăm un pic Șinca Nouă de Făgăraș. Sunt foarte mulți copii acolo care stau cu gazdă în Făgăraș. Atunci le convine mai mult să plătească un abonament și să se deplaseze. Cu ce vin copiii acum, dacă dumneavoastră ziceți că nu aveți cursă până acum? Acum avem, deci de lună jumate, de când am vorbit cu domnul primar de acolo, în 3 zile. Unde s-a materializat? Alte zone? Alte zone, dacă cineva vine și îmi comunică, era fel și cu Șinca Nouă, deci nu este profitabil. Chiar am vorbit cu domnul primar, am 3 abonamente, deci 3 copii care se urcă și dimineața vin la școală, după masă îi ducem. Și o facem, deci nu e problemă, chiar dacă nu este profitabilă. Bine, și pe hârtie, dumneavoastră, când ajungeți să trageți linie și să vă faceți bugetul de venituri și cheltuieli? Se compensează cu alte curse care sunt profitabile, dar până la urmă nu m-am vint pe funcția de director să fac un profit extraordinar peste noapte. Lucrurile astea trebuie construite treptat. Și dacă luna asta sunt 3 abonați, luna viitoare vor fi 4, vor fi 5, se va trece sezonul de sărbători în care copiii încă și-au luat gazdă și stau cu gazdă în Făgăraș, vor vedea că e mașină corespunzătoare și chiar o mașină foarte bună din 2013, mașina, și atunci nu vom mai lua gază și încep să circule cu mașina noastră. La fel, încercăm să facem pe toate părțile de... Noi mai avem încă o rută pe Ticușul Vechi, tot pentru elevi. E vorba de 17 elevi care îi aducem dimineața la 6:30 și după masă îi ducem la școală și acum lucrăm să putem, ca să fie o cursă specială, nu este o cursă regulată, nu avem licență la ora respectivă, lucrăm să primim licență, astfel încât pentru noi sunt foarte multe cereri și din Ticușul Nou, și din Părău, și din Comana, chiar și din Hălmiag, să băgăm mașina pe acolo. Cerință e. Acum, de multe ori, lucrurile întârzie din punct de vedere legislativ, pentru că nu ne putem face exact cum vrem noi imediat peste noapte. Unde se poate, se poate. Unde nu, va mai dura un pic cu timpul, dar e bine că cerință e și asta e ok. Paleta culorilor primarilor din țara Făgărașului e diversă, așa cum există mai multe culori și în Consiliul Local. Credeți că ține foarte mult de culoarea politică, ceea ce vorbiți dumneavoastră acum? Aici mă refer, dacă totul pleacă, așa ca și inițiativa legislativă din Consiliul Local, până la discuțiile cu primarii în ceea ce privește efectuarea serviciilor de transport în comun, cum ați văzut dumneavoastră de când sunteți consilier local? Cum colaborați cu partidele politice care alcătuiesc Consiliul Local? Da, până la urmă, nu știu, aderăm să ajungem pe o funcție și mergem în fața oamenilor. De multe ori, acum nu vorbesc de Consiliul Local, vorbesc la nivel național, poate de multe ori oamenii politici uită ce au promis oamenilor, uită ce angajamente aș luat în fața oamenilor și asta e păcat de a... Poate și încrederea în clasa politică este foarte scăzută în momentul de față. Accentuez, nu vorbesc de Făgăraș, vorbesc la nivel național. Dar nu se potrivește modelul de la nivel național cu cel de la Făgăraș? Puteți să spuneți lucrul acesta. Deci e practic un model preluat, nu? Este un model preluat. Deci am zis că nu mă vorbesc exact numai de Făgăraș, vorbesc la nivel național. Și cum Haideți să vorbim pe complet. Ca și partid politic la nivel de județ stă foarte bine. La nivel de localitatea Făgăraș stă mai puțin bine... Și asta de mai mulți factori. Nu vreau să discut ce a fost înainte, legislativul trecut în Consiliul Local, nu mă interesează foarte mult, sincer.
ceea ce am încercat noi să construim, eu zic că este un succes și se vede o creștere în ceea ce facem noi. Suntem doi consilieri locali în Consiliul Local, nici mult, dar nici puțin. Și, nu știu, când intrăm acolo în Consiliul Local și depunem un jurământ, deja trebuie să uităm un pic culoarea politică pe care o avem noi. Trebuie să ne uităm un pic la... Deci n-am nimic împotrivă când vine cineva de la PSD sau cineva de la PNL cu un proiect care să-l votăm și dacă este fiabil pentru Făgăraș și pentru societatea în care trăim. Deci suntem perfect de acord. Și cum stați cu raportul de forțe la vot, spre exemplu? Se lucrează tot pe același principiu? La un moment dat, în funcție de anumite interese, se discută înainte de a ridica mâna și se ajunge la un consens? Sunt oameni în politică care fac compromisuri și oameni care nu fac compromisuri. Eu mă mândresc să fac parte din a doua categorie. Nu am întâlnit până acum și nici n-am semnalat o anumită orientare spre vot pe culoare politică. Bun, dar v-ați opus cumva, măcar, haideți să vorbim așa, după aceea spuneți dacă v-ați opus pe față vreunui proiect sau spuneți-mi despre un proiect care nu v-a convenit în opinia noastră ca și consilier local aflat în mapa de consiliu, ca și proiect de hotărâre, spre exemplu. Și n-ați vrut ca acela să treacă. Nu s-a întâmplat până acum să vreau ceva să nu treacă, pentru că au mai fost anumite lucruri mărunte, poate că am discutat în comisii, să ajungem la numitor comun să-l discutăm. Până la urmă, o hotărâre de consiliu local de a trece prin comisii ca să fie un pic analizată foarte bine din partea tuturor consilierilor. Și atunci, la ședința mare, nu am întâlnit până acum ceva să nu votez pentru că nu mi-a convenit mie. Mi-am spus punctul de vedere în comisii, dacă s-a ajuns la numitor comun în comisie, atunci s-a votat și în ședința mare. Și treaba asta n-am văzut nici din partea celorlalți colegi din Consiliul Local. Cu siguranță, și dumneavoastră știți ca și mine, că a existat o perioadă în care au mai expirat niște mandate ale unor membri ale Consiliilor de Administrație în diferite instituții cheie sau în diferite instituții care își pun amprenta până la urmă tot pentru bunul mers al comunității. După principiul, cel care are puterea face și legea, pentru că așa se practică și așa cum vorbeam și înainte, și la nivel național se practică acest sistem, având în vedere ponderea micuță pe care cei doi consilieri, implicit dumneavoastră și cu colegul dumneavoastră Tătar, le aveți în Consiliul Local. Cum ați încercat să rezolvați acolo problema? Nu v-ați fi dorit ca din anumite consilii de administrație să facă parte și PDL-ul? Nu. Foarte simplu, nu. După modelul anilor trecut, știți că era bătălie. Știm că era bătălie, nu. Acum, punctul nostru de vedere a fost dacă oamenii care au fost până acum în Consiliul de Administrație și-au făcut treaba și a venit în fața noastră cu un raport de activitate în care se vede că s-au făcut treaba, pentru ce să stăm să schimbăm, să-mi pun un om din partidul meu, pentru ce? Nu, oamenii și-au făcut treaba, au învățat despre ce e vorba în Consiliul respectiv de Administrație și mi se pare corect să mergem în continuare. Eu am înțeles, sunt convinsă că ați respectat ecuația puterii aici. Bun, haideți să mai trecem și la transport. Când din Consiliu, cât din transport, cum credeți că v-ar putea ajuta primăria în ceea ce privește societatea de transport Transbuz, având în vedere faptul că, practic, dumneavoastră nu vă aflați sub umbrela primăriei, cum sunt celelalte două societăți care furnizează utilități pentru această comunitate și servicii, bineînțeles. La ce subvenții vă așteptați? La ce metodă de ajutor vă așteptați? Ca să puteți să vă desfășurați activitatea în bune condiții? Pentru că sunt convinsă că ați preluat-o destul de deficitară. Deficitară. Până la urmă, subvenția venită din partea primăriei nu este una foarte mare, dar nu trebuie să o luăm, să ne uităm că este pentru transport în comun, pentru firma Transbus. Cu subvenția. Apare la un capitol? Da, apare, dar subvenția vine, într-adevăr, pentru Transbus S.A., dar ea este în facilitatea Făgărășanului, până la urmă. Datorită subvenției respective, care nu se ridică, nu depășește în momentul de față 4.000 de lei pe lună. Aici vorbim de subvenție pentru persoanele cu ajutor social, pentru persoanele cu handicap, în care noi eliberăm legitimație de călătorie și abonamente de călătorie în fiecare lună, pe bază borderului primit de asistență socială. Nu știu, nu este o sumă foarte mare, dar până la urmă ea este pentru cetățeni din Făgăraș.
pentru că altfel ei nu și-ar putea desfășura activitatea sau să vină din combinat până în Făgăraș, la trebuie să vină pe banii proprii, ceea ce nu dețină. Vorbeam că decât să mai scoată omul banul din buzunar, mai bine și-ar face abonament, ar ajuta și funcționarea acestei societăți, ar plăti la jumătate de preț, dacă pot să spun așa. Doar pentru anumite categorii apar aceste subvenții și îmi spuneați mai înainte că v-ar ajuta foarte mult în funcționarea societății abonamentele de la elevi. Da, subvențiile mai atâtea față sunt pentru pensionari până în 6 milioane, între 6 și 8 milioane, între 8 și 10 milioane, peste 10 milioane deja nu mai prind nicio subvenție, mai sunt pentru persoane cu handicap și însoțitori, pentru donatori de sânge, aici sunt proporționali, ei au subvenție 100%, de exemplu persoane cu handicap, 70% plătește primăria, 30% suportă firma de transport, deci nu tot ce primește omul, subvenția care este de 100% este plătită de primăria Făgăraș. O parte din subvenția respectivă este suportată de firma de transport. Pentru elevi, conform contractului încheiat cu primăria Făgăraș pe 10 iulie 2013, există o facilitate și de 50% de reducere la abonament pentru elevi. Acum noi lucrăm la un proiect de lege în care sunt și eu unul dintre inițiatori să facilităm aceste subvenții elevilor după merite, într-un fel spus. La fel cum primesc de la asistența socială la sfârșit de lună pentru luna următoare, primesc un tabel cu persoana care beneficiază de subvenție pentru celelalte categorii care le-am enumerat mai devreme, la fel să primești din partea școlilor, din partea directorilor sau conducerilor fiecărei școli, un necesar, domne, cu elevii ăștia au nevoie de subvenție pentru 5% la transport în comun, ori pe bilet, ori pe bază de abonament, și la fel și directorii să-și facă tabelul ăla pentru elevi, pentru nevoi sociale, și acolo să fie niște condiții puse în funcție de absențe, în funcție de meritele fiecăruia. Care ar fi termenul limită, fiindcă tot ați pomenit de conducerile școlilor, să vină cu toate aceste date pe care dumneavoastră le solicitați? Noi chiar în săptămâna asta lucrăm la proiectul respectiv, în care o să-l băgăm să-l votăm în săptămâna viitoare la ședința mare, ședința ordinară, și pe urmă primăria să informeze fiecare unitate școlară de ceea ce va trebui să facă pe luna viitoare să poată să primească copiii abonamentele respective. De aia am încercat să facilităm exact nevoia elevilor, pentru că dacă s-ar ajunge ca fiecare elev, și e vorba de 1000 și ceva, 2000 de elevi în Făgăraș, fiecare elev să-și facă abonament, era o sumă enormă din partea primării care trebuia să plătească și nu este corect. Atunci încercăm să facem exact pe nevoile cetățenilor. Dacă am vorbit de partea de transport, iată, începusem emisiunea cu faptul că ne apropiem cu pași repezi de sezonul rece. Știți cum e, omul mai stă în stație, mai îngheață, mai dârdie. Din punct de vedere al liniilor pe care dumneavoastră le-ați introdus la Făgăraș de când ați preluat conducerea societății de transport, chiar discutam de-a lungul timpului că mai e nevoie către anumite cartiere să ajungă mașinile transbus, în cauza că vin oameni la serviciu, vin copii la școală. Aici vorbeam despre cartierul Galați. Multă lume spune că este imperios necesar ca și acolo să ajungă măcar o linie de autobuz. Am promis oamenilor din cartierul Galați, am avut discuții cu ei și le-am promis că săptămâna aceasta o să fie. Nu promit că mâine, dar mai mult ca sigur de poimâine am să bag să fie o mașină care pleacă din Galați pe strada Cireșului, acolo să fie stația. Am așteptat lucrurile acestea pentru că am mai fost anumite discuții. Linia... O să fie un microbus sau un autobuz? O să fie un microbus. E vorba de microbuzele noi care cetățenii se plimbă cu ele în momentul de față în Făgăraș. Și pe strada Cireșului, care are intersecția cu strada principală din cartierul Galați, de acolo va fi stația de plecare și acolo va ajunge mașina. Din oră în oră se va pleca de pe strada Cireșului. Promit în fața dumneavoastră și în fața telespectatorilor că de săptămâna asta o să se întâmple de lucrul acesta. Am așteptat pentru că au fost anumite discuții, au fost până la urmă linia 2 pe care am implementat-o acum, a fost tot modificată pe parcurs în funcție de necesitățile oamenilor. Nu așa cum era stipulată din partea primăriei să fie făcută. Nu era cerință, era cerință foarte mare pe vechea linia 2 de transport în comun pe care oamenii o cunosc.
invers față de linia lui 1. Și atunci am modificat-o în așa fel încât necesitatea oamenilor să fie atinsă. Vă bazați pe acele autovehicule noi care au sosit la dumneavoastră sau parcul de mașini este mult mai mare? Cam în ce stadiu se află din punct de vedere al capacității? Mă refer aici dacă vă confruntați cu defecțiuni majore, dacă există riscul dacă vine un ger mai mare să nu mai pornească mașinile sau dacă acele cauciucuri sunt conforme cu ceea ce ne cere legislația în domeniu privind și siguranța, de ce nu, a cetățeanului? Din punct de vedere al anvelopelor, sunt anvelope conforme cu cerințele legislației, sunt anvelope de iarnă, nu plus, adică și iarnă și vară, sunt anvelope noi, pentru mașinile noi, cele din 2013, care sunt cu contractul cu Primăria Municipiului Făgăraș, pe interior sunt anvelope noi. Pe celelalte mașini, că parcul nostru e mai mare, numai mașinile cele mici, de 20 de locuri, mai avem și mașini Isuzu de 28 de locuri. O parte din ele le-am încălțat, să vorbim pe românește. Foarte bine că știți ce se întâmplă pe drumurile de sub munte, iarna pe acolo, mai rar primăriile cam trebuie să dezăpezească, știți ca și mine. Asta este problema și atunci am zis decât să stăm, să ne confruntăm, pentru că într-adevăr se anunță încă o perioadă de cald în perioada următoare, dar e de ajuns să vină o zi, două de ninsoare și atunci s-a blocat absolut tot. Și dacă nu suntem pregătiți, nu putem aștepta să vină cineva să ne dezăpezească de pe undeva. Atunci am cumpărat anvelope la mașinile un pic mai vechi față de cele noi, că și acelea sunt mașini din 2006 în fabricație. O parte din ele, încă o parte din ele, pentru că s-a agătat bugetul pe luna aceasta. Așteptăm pe luna viitoare să facem încasări și să mai cumpărăm și la altele. Și mai avem exact o mașină mare care face în momentul de față traseul Șercăița de 3 ori pe zi. Șercăița, Făgăraș și încă veche Făgăraș cu elevii dimineața. Acolo am dat tot interesul și sunt convins că până la întâi am să schimb mașina cu totul. De ce? Este o mașină mai veche, an fabricație, anii 80 și ceva, nu sunt condiții adecvate de călătorie pentru oameni și nu, chiar dacă mașina încă mai funcționează, încă mai merge, încă mai așa, dar nu. Ce nu-mi credeți? Place mie și dacă nu-mi place mie, atunci sunt convins că nici călătorie nu place. E clar, nu e conformă. Ce credeți? De ce nu mai există o autogară la Făgăraș? Asta e iar o discuție. Primăria Făgăraș a înaintat perioada trecută intenția să construiască o autogară la Făgăraș. Noi acum, din partea firmei Transbuz S.A., venim cât uși de cât cu o propunere pentru Primăria Făgăraș să încercăm să facem un parteneriat public-privat sau un parteneriat doar din partea firmei Transbus, să construim o autogară ori unde vrea primăria, ori dacă nu în baza în care ne trebuie. Da, pentru că e generoasă ca și suprafață. Este 5473 de metri pătrați. Și e central. E central, da. O autogară în Făgăraș este necesară. Deci este necesară pentru că sunt multe localități mai mici decât Făgărașul în care au autogară. Și atunci, în momentul de față este un haos total. Firma Codreanu pleacă de la Bic, mai e nu știu ce firmă, pleacă de acolo, unde dincolo. E un haos total pentru călător până la urmă, că nu știe ce mașini sunt, unde pleacă, unde vin. Și atunci trebuie un pic făcut să coagulăm totul, să plece dintr-o parte, să se ajungă în aceeași parte. Și așa mai ușor pentru călători. În altă ordine de idei, cu siguranță cunoașteți că fiecare firmă de transport trebuie să respecte și normele de mediu. La ce punct v-ați încadrat dumneavoastră din punct de vedere al poluării? Dețineți practic acea cerință importantă Euro 5 care se impune mijloacelor de transport în comun? Dacă exclude mașina care vorbeam mai devreme, cea veche, care face Șercăița, care este o mașină din anii 80, da, într-o mare măsură ne încadrăm. Mașinile noi care sunt pe local, microbuzele de 20 de locuri, sunt Euro 5. Celelalte mașini în fabricație 2006-2007 sunt Euro 4.
Să înțeleg că parcul auto, după cum mi l-ați descris dumneavoastră, cu excepția pe care ați pomenit-o acum, se menține cât de cât sub un nivel mai puțin, vorbim despre mașinile care sunt noi și n-are rost. Doar că la capitolul civilizație oamenii mai au unii dintre ei de învățat. Ce se întâmplă? Cum găsiți, sau mai bine zis, responsabilii mașinilor? Cum găsesc la final de cursă interiorul mașinilor? Au fost cazuri când au fost devalizate scaunele, podeaua, perdele și așa mai departe. Nu mai vorbim de ce rămâne după curse. Da, sunt cazuri în care se devastează pur și simplu, mai ales pe în spatele mașinilor, acolo este vizibilitate mai puțină din partea șoferului. Chiar săptămâna trecută a dispărut o perdea de la o mașină. Noi, acum e vorba de civilizația fiecărui om. Nu putem nici să încadrăm pe toți, că toți oamenii sunt la fel. Nu, sunt o parte din ei care se ocupă cu treaba asta, să satisfacă anumite plăceri făcând așa ceva. Nu le putem să, niciodată nu cred că se vor termina asemenea lucruri, dar acum că niciun fel de problemă, important e să nu se taie, să nu se facă ceva mai grav în mașină. S-a întâmplat? Scaune. S-a mai întâmplat, s-a întâmplat. Da. Aveți acum mijloace că de supraveghere, eventual pentru depistarea făptașilor? Da, în afară de șofer și partea, că avem și echipă de control care se urcă pe mașini în fiecare zi, echipă de control doar pe coloana Făgăraș, deci exclus pe cei ce mai vin din partea companiei de la Brașov. Avem echipă de control din partea Făgărașului care se urcă pe mașini în fiecare zi, fac controle. Cu legitimație la vedere sau fără legitimație, pur și simplu se urcă mașină, își plătesc biletul, se pun pe scaun în spate și observă. Și mai mult prin pe cei care sunt cazuri de oameni care urcă, nu cumpără bilet? Da, sunt cazuri și din partea oamenilor care nu cumpără bilet și ne confruntăm de față cu un caz mai puțin. E vorba de persoane care beneficiază de ajutor social și privesc din partea noastră abonament plătit de primărie. Sunt niște abonamente, pe fiecare lună cum se dă, în care se trec doar numele și seria de buletin. Nu este cu poză, nu este cu nimic. Oamenii sunt obligați cu acel abonament să circule și cu buletinul, dar bineînțeles și îl uită, pentru că ei dau abonamentul de la unul la altul și cu un abonament circulă mai multe persoane. De asta am venit un pic și în discuții cu asistența socială din Făgăraș și am zis că de luna viitoare, când o să primesc de la ei borderou cu oamenii care beneficiază de anumite subvenții, să li se libereze și o legitimație de călătorie din partea lor, valabilă pe câteva luni mai multe sau un an de zile, cu poză. Și cu legitimația și cu abonamentul din partea noastră se va călători pe titularul să fie de fapt titularul să se vadă în poză, să nu se mai, pentru că ne confruntăm cu anumite probleme și nu. Noi avem și un sistem, în fiecare lună se dau abonamente de culori diferite. Deci luna trecută în septembrie a fost verzi, luna asta sunt roșii, luna viitoare se vor da abonamente negre. Oamenii nu știu lucrul ăsta și ne întâmpinăm în care șoferul vine cu 2-3 abonamente verzi când în luna asta se circulă cu cele roșii. De ce se schimbă culorile, practic? Ca să fie un control mai mare pentru ceea ce am vorbit mai devreme. Bun, cu siguranță că pe lângă toate aceste aspecte ați avut și cazuri, se știe că se mai urcă în autobuz și oameni care au consumat alcool. Ce se întâmplă cu șoferii? Ce se întâmplă cu controlorii? Ați avut cazuri când au sărit să-i agreseze pe șofer sau pe controlor? Mai mult, poate au existat cazuri în care s-au produs altercații între pasageri. Nu, nu au fost asemenea cazuri, într-adevăr. Să mai urcă oameni și sub influența bătăilor alcoolice. Acum, atât timp cât se urcă pentru a satisface transportul, să se deplaseze dintr-o parte în alta a Făgărașului, e ok. Dar dacă pun în pericol integritatea șoferului sau integritatea mașinii, șoferul are dreptul să refuze să primească mașina asemenea persoane, chiar dacă sunt sub influența bătăilor alcoolice sau nu sunt, pentru că sunt și persoane recalcitrante care șoferul are dreptul să locolească, să nu primească în mașină. Vorbeam despre controlul biletelor, vorbeam despre legalitatea călătoriilor din punct de vedere al corectitudinii pasagerilor și acum aș vrea să dau exemplu primul oraș din România care a scos
costul biletului de la 1 iulie din această vară este Lugojul, care are 46.000 de locuitori. Cum a putut acea primărie să subvenționeze integral costul transportului în comun? Aici, cu siguranță, mă uit și scrie că la nivelul de municipiu Lugoj s-a întâmplat acest lucru. Cum priviți acest aspect? Credeți că puteți veni cu o inițiativă legislativă în Consiliul Local să propuneți un astfel de model? Da, știu de localitatea Lugoj, chiar m-am informat, am văzut un reportaj la televizor și m-am informat și eu să văd despre ce este vorba. Într-adevăr, este până la urmă un sistem din partea primăriei, în subordinea Consiliului Local, care atunci aș permit să facă pe intern, pe localitatea Lugoj, transportul pe, se pare că tot două linii au de transport, una așa și una un... De ce la Lugoj bani și la Făgăraș nu? Da, este vorba de o sumă destul de considerabilă în care trebuie să suporți cheltuielile respective. Și poate... I-a tras cumva un proiect european de finanțare? Nu, sau este absolut... Consiliul Județean Timiș are mai mulți bani decât Consiliul Județean Brașov? Nu, e vorba de Consiliul Local Lugoj, în care ei au subvenționat și subvenționează 100%. Nu din banii europeni, nu din banii de la județ. Doar din banii proprii și se poate, văd că se poate. A, cu siguranță ne duce gândul dumneavoastră ca și consilier local, că acolo la Lugoj există mulți investitori care contribuie la bugetul local cu taxe și impozite foarte mari, ca acel buget să poată să atragă sume din taxe și impozite, că din altă parte nu cred că există altă finanțare. Mă uit aici că este un model european, de fapt Lugoșul l-a împrumutat de la mai multe orașe din Europa, aici apare Tallinnul, mai apar și alte orașe, se circulă și cu pe baza unui card de 2 euro la un moment dat, care i-a arătat numai așa la vedere, dar de fapt tot din subvenții apare. În alte țări se poate, pentru că sunt alte sisteme și alte beneficii acolo. Acum, în România, într-adevăr, Lugoșul rămâne în momentul de față singura localitate în care transportul în comun este 100% subvenționat de primărie. Acum, din ce am văzut, nici la ei nu sunt condiții foarte adecvate de călătorie. Nu au mașini foarte bune, nu au... Asemenea lucru s-ar putea face într-o ordine de idei și la primăria Făgăraș. Dar asta necesită o anumită... anumiți oameni să fie detașați din subordinea Consiliului Local care se ocupe de treaba asta, anumite investiții, sunt anumite sume de bani care, din punct de vedere, se ridică undeva la vreo 25.000-30.000 de lei pe lună, care va trebui subvenționate tot timpul din partea Consiliului Local. Nu știu, acum treaba cu Lugoșul nu este foarte veche, este de anul acesta. O să vedem dacă se va suporta o perioadă mai lungă. Am impresia așa un pic că este mai mult din punct de vedere electoral un pic făcută toată Bun, situația. Bun, că ați pomenit cuvântul electoral, chiar cu asta am zis că ne îndreptăm acum pe final de emisiune. Dacă am despicat firul 4 la transportul local și care e la vedere transportul local, adică omul simte pe pielea lui dacă circulă bine cu autobuzul în condiții de maximă siguranță sau dacă nu, încă ceva foarte scurt, costul biletului iarăși mi se pare foarte mare pentru cei care nu-și fac abonament. Un bilet de călătorie în oraș este 2 lei. Bun. Cum spuneam, transportul local e la vedere. Păi haideți să vorbim un pic și de organizația PDL, filiala Făgăraș, care nu prea e așa foarte la vedere după alegerile din 2012, vorbesc despre alegerile locale, nu prea se mai cunosc așa de multe lucruri despre organizația PDL Făgăraș. Nu se mai știe nici foarte bine dacă cine mai e președinte, dacă mai e același președinte, dacă dumneavoastră vă mai întruniți, dacă mai faceți ședințe, unde e sediul organizației PDL. Înainte, când erați pe val, dacă pot să spun așa, cam multe priviri erau îndreptate către PDL. Da, înainte erau lucruri care se întâmplau poate și din prisma faptului că era un partid care era la guvernare. Acum oamenii totdeauna își îndreaptă privirea pe partidul care este la guvernare pentru a vedea ce face, ce a promis, ce n-a făcut, de ce n-a făcut, de ce așa, și mai puțin spre opoziție. Noi ne aflăm la opoziție și la guvernare și la nivel național și la nivel de municipiu Făgăraș. Suntem o echipă care ne-am coagulat în perioada dinaintea alegerilor locale de anul trecut.
Suntem o echipă tânără și așa. De ce v-ați coagulat atunci? Erau, ați lăsat în urmă am niște lucruri urmă care nu v-au plăcut și ați schimbat acazul? Sau? Am lăsat în urmă trecutul, nu neapărat anumite persoane. Am lăsat în urmă trecutul și practicile care... Ați lăsat și persoane, aia se știe. Am lăsat și persoane, da. Ați schimbat și conducerea. Am schimbat și conducerea și ne-am coagulat o echipă de, cum place mie să spun, tineri din punct de vedere politic. De atunci s-a... Cine e președinte? Domnul Mareș Ioan, consilier județean. De atunci a fost pus în postura de președinte la nivel de Făgăraș și este în faceți continuare... Faceți parte din biroul executiv? Fac parte, sunt vicepreședinte la Făgăraș. Avem un birou de 11 persoane, 5 vicepreședinți, 5 secretari plus președintele partidului. Și ne întâlnim. Odată pe lună ne întâlnim la ședințe cu ordine de zi, cu anumite subiecte, discutăm ce se discută în Consiliul Local, ce se discută în Consiliul Județean, informăm oamenii. Acum a fost așa o perioadă mai de relaș... pentru că probabil toate partidele politice strâng și își adună forțele în vederea alegerilor europarlamentare care se apropie. Aveți cunoștință despre vreun candidat la europarlamentare sau vizați pe cineva cunoscut sau care ar putea avea o influență pentru acest municipiu în care trăim, în Făgăraș? Nu am cunoștință 100%, dar sunt convins că din partea Partidului Democrat Liberal o să fie pe un loc eligibil un candidat din partea din județul Brașov, un om cunoscut, nu știu în momentul de față cine și când. Mai mult, tot partidele politice discutau mai pe față, mai cu titlul de secret despre viitorii candidați pentru funcția de primar, deși mai sunt câțiva ani până când vor veni următoarele alegeri locale. V-ați gândit la un candidat din partea PDL pentru primăria municipiului Făgăraș? Ați discutat că ar fi o persoană potrivită? Mai mult ca sigur e foarte devreme să discutăm asemenea aspecte. Pentru celelalte partide să știți că nu e foarte devreme, chiar s-au auzit nume de candidați, știți, cu siguranță, după zâmbet îmi dau seama că dumneavoastră știți știu, deja. Și știu și ce se scuta acum 3 ani sau 4 ani și nu a fost nici de cum ceea ce s-a întâmplat la alegeri. Denotă că de aia nici noi nu putem să ne adunăm acum să discutăm. E o strategie să facem de derutare a adversarului? Da, categoric, este o strategie de derutare și sau poate sunt anumite lucruri pe care se vor în momentul respectiv și după 2 ani nu se mai vor că nu se mai poate. Nu, e prematur să vorbim acum de ce o să facem peste 3 ani de zile. Atunci, cu un an de zile înainte, o să ne întrunim să vedem, o să supunem la vot persoanele care vor să-și anunțe candidatura din partea Partidului Democrat Liberal și votul democratic va scoate în față persoana care va fi cea mai potrivită pentru această funcție. Și democratic e și din partea mea să încheiem emisiunea cu o părere a dumneavoastră ca democrat liberal asupra actualei conduceri a orașului, asupra actualei conduceri a județului și a țării, de ce nu, din punct de vedere al doctrinei pe care dumneavoastră o îmbrățișați? Da, suntem un partid de dreapta. Acum doctrina, nu știu câte persoane din spectrul politic mai țin la doctrina partidului în care face parte. Nu, mie așa îmi vine să cred că nu, doctrinele s-au pierdut pe parcursul undeva. Cum vedeți mersul politicii? Mersul și PDL-ul a făcut greșeli? Și următorii politicieni, că și cei din urmă au mai făcut greșeli? Și actualii politicieni fac sau încearcă să le îndrepte? Sau încearcă să găsească modelele care s-ar plia acestei societăți spre a fi mai greșeli bine? Cum vedeți lucrurile? Greșeli s-au făcut și din partea PDL-ului, și din partea PSD-ului, și din partea PNL-ului, și din partea UNPR, PRM și tot ce s-a mai... mai fără la guvernare. Bun, la nivel central nu le discutăm, că cu siguranță trebuie să plieze politicienii locali la ele. Ziceți-mi la Făgăraș, ce nu vă place? Ce nu-mi place? Hai să zic ce-mi place. Îmi place pentru că se vede după alegeri, mi-a plăcut foarte mult să văd treaba asta, după alegeri se șterge un pic cu buretele culoarea politică, se începe să se construiască în Consiliul Local. Și ăsta e un lucru, un beneficiu. Deci s-a șters cu buretele? Da. Bun. Da. Acum, deci dacă mai sunt și persoane care în interiorul lor sunt puțin nemulțumite pentru anumite lucruri, e problema dânșilor. Ce vă place în Făgăraș? Ce credeți că ar trebui făcut în continuare? Să se țină pasul cu strategia aceasta de dezvoltare a țării Făgărașului, să se țină pasul acolo, să putem să lucrăm foarte bine acum la acest proiect, să-l punem pe hârtie și
că o să mai fim noi în legislativă viitor sau să fie alți consilieri, să știe că au dedus un parcurs al municipiului Făgăraș, după care în anii 2020 să se schimbe pe fața orașului. În momentul de față sunt proiecte europene care se vor în Făgăraș, cum ar fi apa de canal, care... Eu știu, este un disconfort foarte mare pentru făgărășeni, ceea ce se întâmplă în momentul de față în cartierul Florilor. Acum este un pic și o vină a constructorilor care lucrează acolo. Oamenii sunt nemulțumiți din modul pe care îl efectuează respectiva firmă. Foarte mare mizerie, foarte mare... Eu știu că disconfortul ăsta se va crea în Făgăraș pe toate arterele principale, mai mult de 2 ani, undeva până în anii 2018, pentru că acum se lucrează la apă de canal, după aceea se lucrează pe apă fluvială, se va fi mai multe proiecte făcute în perioada după ce se gata, unul va începe al proiectului. Și plătim și apa de ploaie și sunt multe la care trebuie să ne mai supunem și lumea nu e mulțumită. Așadar... am concluzionat din acest punct de vedere. Se pare că, deși sunteți de altă culoare politică, vă împăcați bine cu actualul legislativ, cu colegii Consiliului. Nu-mi place să știu că sunt anumite culori politice, când până la urmă ideile sunt aceleași. Și nu cred că eu am fost candidat din partea Partidului Democrat Liberal și am venit cu anumite idei de implementat în Făgăraș și idei care până la urmă a venit și domnul primar în funcție, domnul Mânduc, idei care a venit poate și din partea PSD-ului, sunt cam aceleași idei, că nu cred că nimeni vrea să ajungă acolo și să îngroape Făgărașul. Tot vrea să-l construim. De ce când intrăm în Consiliul Local, uităm ce am promis la oameni, de-aia zic. Îmi place să cred că se șterge cu buretele culoarea politică și se începe să se construiască. Așa asta la Făgăraș, că discutam la nivel național numai două secunde cu vorba cu Săleu și cu așa, nu, acolo lucrurile stau cu totul altfel față de Făgăraș. Cred că am văzut cu toții și trisfătorii au văzut Ponta, domnul ministru Ponta a fost în opoziție și a dat cu biciu, să zicem așa, în domnul Băsescu, în președintele Băsescu, îl făcut și drac pe unde putea și când a ajuns la putere a dat mâna cu dânsul. Nu, no, până la urmă acolo lucrurile stau... Așa face și dumneavoastră, nu? Nu, sunt nicio formă. În Consiliu. Sunt nicio bun, formă. Am glumit, am văzut transportul local, cum se mișcă, am văzut cum se mișcă și activitatea din legislativul făgărășan. Vă așteptăm cu noutăți legate de tot ceea ce înseamnă propuneri legislative și cu ceea ce înseamnă transportul local al Făgărașului. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumim pentru prezența în studio. Mulțumesc, să rămâi. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Media Obiectiv. Toate cele bune!